Doamnelor și domnilor, bună ziua! N-am putut să rămân indiferent de știrea pe care am citit-o ieri. Dar vreau să vă spun. Ați mai țineți minte de cererea pe care a pus-o Zinaida Greceanu la Consiliul Europei, precum că Maia Sandu face abuz de serviciu. Și eu cred că știți care a fost răspunsul. Răspunsul era și de așteptat, fiindcă foarte mulți știu cine e Greceanu, cine e Dodon, cine e Plahotniuc și alte personalități de acest gen, din acest domeniu. Dar vestea care am dat ieri peste ea, nu m-a mirat absolut deloc. Fiindcă Platon, omul de afaceri, așa în ghilimele, a depus și el o cerere și cum credeți, unde? Corect. Procurorului general Gabriela Scutea din România. Și ce scrie el acolo? El acolo scrie că președintele Moldovei Maia Sandu presează justiția, presează judecătorii din Republica Moldova, trebuie să fie un pic mai indulgent cu ei, fiindcă ei sunt plătiți de Platon, ei sunt tot sistemul ăsta corupt, juridic. Dacă îl luăm de la, hai să zic așa, de la polițiști și până la procurorul general Stoianoglu, poate că mă înșel, nu toți. Nu toți. Nu mai cred eu că chiar pe toți să-i cumpere. Sunt printre ei și polițiști de onoare, polițiști brave, nu ca și Cafcaliuc. Sunt polițiști cinstiți care nu vor să-și murdărească uniforma, obrazul, și procurori sunt cinstiți, dar sunt puțini. Dar sunt puțini. În general, toți acești oameni de afaceri, Plahotniuc, Dodon, Greceanu, ei se străduie ca să-i cumpere anume pe cei mai principali, adică capul organizației, cum ar fi, spre exemplu, cum ar fi procurorul general al Republicii Moldova, Stoianoglu. Și deja el continuă mai departe cu presiunile lui asupra subalternilor săi. Și iată că eu cred că dumneavoastră știți care a fost răspunsul la cererea depusă de Greceanu la Consiliul Europei. Și eu deci nu mă îndoiesc că și Platon o să primească exact același răspuns de la procurorul
general al României Gabriela Scutea, referitor la cererea pe care el a depus-o. Platon, măi, tu ești pe aceeași balanță care e și Dodon, care e și Plahotniuc. Tu crezi că chiar toți se vând și toate cele se cumpără? Nu mai este. Nu vă faceți iluzii. Oricum, târziu de vreme trebuie de curățat tot sistemul ăsta corupt de judecători. Trebuie de dat afară, trebuie de ca să răspundă la de toate nelegile lor care le-au făcut până acum. Și da, eu te înțeleg, Platon, tu faci un pic de vânt, așa, tu prin anii 91-92 toți rușii ne spuneau că noi suntem băchii, iar tu acum, Platon, ai venit și ne-ai numit, că ai spus că suntem stada. Platon, tu ești un gunoi. Un gunoi care trebuie de aruncat la ladă. Nu mai ești tu chiar cine știe ce om de afaceri așa de mare ca să poți să-ți permiți ca să-i cumperi pe toți. Trebuie de măturat gunoiul, în casă faci curat, mături gunoiul, îl arunci afară. Exact același lucru trebuie de făcut. Trebuie de măturat gunoiul din țară și de aruncat. Dar unde să-l arunci? Trebuie să-l pui la dubală. La gunoi de ăsta, de a vostru, trebuie de pus la dubală. Da, și vreau să mă mai opresc încă la un moment. Am văzut ieri conferința de presă a deputatului socialist Pascaru, care a început cu: dragi concetățeni, eu înțeleg foarte bine, dar Pascaru, dacă tu nu poți să citești de pe foaie, nu cunoști poate alfabetul, poate nu cunoști literele, poate suferi cu vederea, îmbracă ochelari, iar dacă tu nu poți să citești, atunci îți recomand să te duci la mama lui Dodon ca să-ți dea niște lecții de limba moldovenească. Dar e și mai important că și el nu numai că nu știe să citească, dar el a încurcat președinții a două partide. El l-a numit pe Igor Dodon în calitate de președinte a partidului PAS. Asta e catastrofă. Pascaru, îți recomand, du-te, te rog, și mai primești un tratament ca să-ți mai tratezi, să-ți mai lucidezi un pic mințile, ca să-ți dai seama că Dodon e un afacerist și e partidul socialiștilor, a corupților, a bandiților, dar nu e a unui partid PAS. Catastrofă. Eu nu știu cine mai poate ca să-și mai dea votul, să mai creadă în așa persoane de al de Pascaru, Bolea, Țârdea, dar de Țârdea nici nu se mai vorbește, acela în genere e dus cu Pluta. Vă doresc o zi bună, sănătate, aveți grijă de voi!